Energie, Toma Petcu face declarații după comandamentul de iarnă. Să-l urmărim. Să spunem, care a plecat de la în jur de 50.000 dimineață, în jurul orei 9, și a ajuns la un maxim de abonați deconectați undeva în jur de 125.000, vârful a fost la ora 14. Ușor, ușor, și cu pregătirea echipelor de intervenție, dar și cu timpul de reacție, mai ales că, cel puțin pentru zona Constanța, intensitatea maximă a vântului a fost în jurul orei 14. Ulterior, și în acest moment, vântul ușor, ușor scade de intensitate. Am ajuns că chiar la o viteză la rafală de 140 de kilometri pe oră, ceea ce înseamnă o viteză destul de mare și a afectat destul de puternic rețelele. Echipele de intervenție au început intervenția peste tot. La ora actuală mai avem doar 3 județe critice, ca să spun așa, sau cu probleme destul de mari. În primul rând, aș vrea să spun că de departe cea mai grea situație este în Constanța, pe zona de nord unde a bătut foarte puternic vântul, nord a județului. Avem 45.000 de deconectați și în continuare echipele Enel sunt mobilizate pe teren. De asemenea, avem județul Tulcea, pentru că a fost zona cea mai puternică de vânt, Constanța-Tulcea. La Tulcea avem 25.000 de abonați deconectați și de asemenea se intervin cu echipele în acest moment. În mare parte din estimările celor de la Enel, este posibil ca defecțiunile să fie pe liniile de medii și mai puțin pe cele de joasă, dar urmează să facă o analiză atunci când vor intra în teren. Au început să intre acum pentru că vântul, scăzând de la rafală de la 140, acum cred că undeva în jur de între 70 și 90, depinde de zonă, și le permite faptul să intre în teren și să înceapă să facă aceste verificări. Și singurul județ care, să zicem, că mai are ceva probleme este Brașovul, unde sunt aproximativ 7.000 de deconectați. Noi sperăm ca până la sfârșitul acestei seri să reușim să închidem tot Brașovul, adică să reducem toate aceste probleme din Brașov și să fie toți abonații reconectați. Acolo cei de la Electrica sunt mobilizați, au echipe în teren și sunt pregătiți să intervină. Vreau să spun că situația, așa cum știți, de fiecare dată este una în progres, de la foarte puțin, cu cât crește intensitatea a viscolului sau a vântului în această perioadă, problemele apar și urmând ca ele să fie remediate în timp. O să facem o analiză și în această seară și mâine dimineață să vedem dacă se mai impune o ședință de DEN sau doar o ședință pentru zona Dobrogea, unde problemele sunt mai complicate. Trebuie să vedem cum stăm și diseară la orele 22, dar și mâine dimineață la ora 7, urmând să luăm o decizie în acest sens. Este posibil ca această întâlnire să fie doar cu cei de la Enel și justific și de ce. Majoritatea județelor și-au închis problemele și nu mai sunt probleme mari în aceste județe. Pe producție am făcut și o analiză pe producție pentru că este foarte important. La această oră avem un consum de aproximativ 1200-1300 de megawatt, din care și producția noastră este undeva la 9600-9700, deci exportăm peste 1500. Asta depinde de la oră la oră, exportăm peste 1500 de megawatți. Sistemul este unul echilibrat, am făcut o analiză și pe capacitățile de producție și pe stocuri și aș începe în primul rând de la stocurile pe cărbune. La ora actuală avem în centrale un stoc. Da, scurte declarații făcute de Toma Petcu, ministrul Energiei, după terminarea comandamentului de iarnă. Au fost 125.000 de abonați în punctul maxim al zilei din cauza condițiilor meteo nefavorabile. Cele mai afectate județe sunt Constanța, Tulcea și Brașov. În acest moment în Constanța sunt 45.000 de abonați deconectați, în Tulcea 25.000, iar în Brașov 7.000. În cazul ultimului județ, spunea ministrul Energiei, problemele ar trebui rezolvate până la venirea serii, pentru că acolo nu sunt atât de grave. În schimb, la Constanța problemele sunt ceva mai grave. Se va discuta într-o eventuală ședință cum ar trebui să se intervină acolo, pentru că este foarte posibil ca ele să continue și în cursul zilei de mâine.